Confunda tinerețea cu abilitatea. Îți promit că nu pui piciorul în cercul interior al pietrei dragonului. Nici măcar un deget. Nu și azi. Puc! Cum spuneam, nici măcar un deget în cercul interior. Curcat picătura. Ai trecut testul. Îmi pare cam veselă. Bucur că te simți pregătită, picătură, pentru că am ceva foarte important să-ți spun. Au, ce spui de pastă de crevezi din coadă, lămâiță din gheară, felii de bambus din șiră, ardei iute din colți și zahăr de palmier din inimă? Nu o să-i otrăvim și nici nu o să ne luptăm cu ei. Îi vom pune pe toți la masă. Eu i-am invitat. Uite că așa cred ei. Cum și noi credem una alta despre ei. Fiecare tărâm poartă numele unei părți a dragonului dintr-un motiv. Am fost uniți odată, trăiam în armonie cu toții, cu mandra. Și așa trebuie să fie. Ascultă, dacă nu încetăm și nu avem încredere unii în alții din nou, e doar o chestiune de timp până ne vom sfâșia reciproc. Nu asta e lumea în care vreau eu să trăiești. Eu cred că putem fi cu mandra din nou. N-o să puneți piciorul în cercul interior al pietrei dragonului. Ascultați-mă! Avem de ales! Ne putem sfâșia unii pe alții sau ne putem uni și construi o lume mai bună. Nu este prea târziu. Eu încă mai cred că putem fi cu mandra din nou. Ascultă-mă! Tu ești gardianul pietrei dragonului. Ea încă luminează. Nu renunța la ei. Te iubesc, picătura mea. Este chiar ea?